Carmen Ștefania Luca, proaspătă laureată a Festivalului Concurs Național de Creație Literară Avangarda 22 din această toamnă. O să citesc o scurtă poezie. Absențe. Lumina subțire și rece traversează în fugă. Nu se oprește nicăieri, nu se lovește de nimic. E gol în podul palmelor și colbul ori se ridică, ori se coboară, ori de câte ori vântul se rătăcește. Dietăți mai vin din când în când, zăbovesc și ascultă glasul iernii, cum taie în carne bine. Dar în podul palmelor nu s-a mai urcat nimeni de mult. E pustiu și dragostea nu găsește scară să se înalță. O veznă și o rugă își face loc să respire printre crăpături. Mulțumesc!